Ați văzut și voi că l-am ajutat pe Dragoș aici foarte, foarte mult la treabă și încă l-ajut foarte mult. Deci sper să mă apreciați munca asta pe care o depun aici. Că fără mine Dragoș nu făcea absolut nimic. Era foarte greu de făcut baraca. Eu l-am ajutat cu lemne, am ajutat cu plasă, am arătat, uite bă, aici pui așa, în pat să pui așa. Deci foarte bine mă descurc, foarte bine. N-ați văzut să vedeți moaca lui Dragoș. Scurc eu și am putea singur. Cum se uita la mine, vrea să le ia un clește de la în cap. S-a uitat, ce zice, ce vorbește ăsta aici, mă? Nu mai minciuni. Nu? Ei, nu. Ba da, dar acum ce-i să zici? Merită și Dragoș, dați acolo un like, facă 300 de like-uri, fraților, incredibil pentru Dragoș, 300 de like-uri. Dacă face 300 de like-uri clipul ăsta video, Dragoș vine și face un leagăn aici la căsuță. Incredibil, incredibil, chiar el a spus treaba asta când a venit aici. Nu, sunt mincinos, doar zi se pare. Ce fel stă? Cârpa asta aici, bă, bate vântul totdeauna, o ridică în sus. De ce? Pentru că așa vrea ea. Ieri s-auzea broaștrii pe clipul meu video, când puneam roșii în grădină. Și canalul, uitați pe mâine, acolo departe. Și eu puneam roșii aici sus. S-auzeau broaștrii, bă, de la canal până la mine acolo. Într-adevăr că nu bătea vântul, era liniște și de asta s-auzea. E prea mică sârma aia. Prea mică sârma aia, Dragoș. Dar nu ți-am spus eu, da? Nu opresc filmarea. După aia arunci cu căștii după mine. Ia, să nu zici că stau degeaba, caut și un lemn să pui acolo, nu? Să fiu și eu de folos cu ceva măcar. Ia să vedem ce găsim pe aici. Am găsit lemnul ăsta, perfect. Bă, parcă pe mine m-aștepta lemnul ăsta, bă. Parcă pe mine m-aștepta lemnul ăsta. Ce să faci bă cu ăla? Păi nu că-l tăiem, de exemplu, până aici, e bun, trebuie să-l tai de la ciotul ăsta. Și punem așa și atăm. Șmecheria. Cred că am tăiat cam mic, bă. Ia vezi. Cred că e mic, a? E mic, nu mai lasă, nu mai. N-a fost bun lemn, a fost prea putred. Ouăle mare, bă. Uităm altul. Ai luat măsură acolo să luăm un lemn? Da. Ai luat cu ruleta? Da. Uite asta să rupem. Ia vezi cât a măsura acolo de un semn. După aia îl pui așa pe ceva și razi una cu mâna să rupi. Ca la ninja. Aici de la ăsta rupe. Aici. Așa am pus și pe ăla într-un semn și l-am rupt mai mic. Ia să vedem de aici. L-am rupt la fix. Bravo. Bravo. Perfect. L-ai rupt prea mare. Dar mic, împinge un pic gardul încoa și gata. Că n-am cum să-l tai la fix, mă, n-am fierăstrău, n-am drujbă, n-am nimic, cum vrei să-l tai? Bă, dacă am... Și ăla acolo o legi tot de el așa? Ai sârmă? Că eu nu mai am. Era o sârmă în garma, rotul după aia ai luat-o, a? Am luat nicio sârmă. Păi și atunci de unde mai luam sârmă? Nu știu, dacă de la mine. Ai tu în cap sârmă? Bă, și câtă sârmă aveam pe aici și... Ce-ai făcut, mă, cu ea, mă? Cine? Tu! Eu? A, uite, mă, aici, ea. Ia vezi, asta e bună? Ia, mă, acolo, bucat. Ia-o pe aia, mă, că e bună. Aia. Hai, după aia mergi să mâncăm o înghețată, că e lucrarea răstul. Nu?
Ai vrut să mâncăm înghețatul după aia? Da. Ha? Da, da. Nu mergi, mă? Ha? Nu mergi să mănânci o înghețată? Da, sau nu vrei? A, nu, mă, că nu mă rog de tine, că tu nu vrei. Asta este treaba ta, mă, dragul, nu. Eu nu mă supăr. Ia zi, mai bine zi, mă, că nu vrei să-mi dai și gata. Bă, și spunea mulți acolo în comentarii, că ar fi bine să lucrăm doi, să fim echipă. Păi chiar este foarte bine, mă. Ia uite, eu stau, mă uit și ăla lucrează. Chiar e bine, în doi, mă. Bravo, oameni buni, mi-a dat ideea asta bună. Gata, mă, acum ce pune? Nu mai pune așa, că nu trebuie așa, bă, nu trebuie așa, Dragoș. Dă-l la o parte. Și încearcă să pui o foaie de asta, vezi dacă stă, dacă nu, trebuie să căutăm altceva. Cred că e mică. Nu așa, că o pui invers, așa, dar nu. Nu, trebuie să căutăm altceva, mă. Sau știi cum putem face? Avem nevoie de ață. Tai ața asta. Și legăm lemnul din spate. Uite acolo, lemnul din spate, legăm de asta în față. Și îl tragem până vine la nivel să vină una asta peste lemn. Nu e bună ideea? Ba da. Vezi, te ajut și eu cu ceva. Stai aici în parte. Ha? Stai aici în parte. Da, așa. A, gata, mă, nu mai e. Da, da, tai în două, că legi una într-o capăt, una într-o capăt. Și tragi de el, îl dai pe ăsta, adică îl dai în spate până în cape o gresie. Gresie a la Marian. Așa. Bravo, mă, vezi că te învăț și eu ceva util. Și acum vezi cum îl dai pe lângă stufa ăla să tragi de el. Nu așa, dă-l, trage de el, mă. Bă, trage de el, trage, 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 de lemn, mă. Dă-l înăuntru. Așa, ca să poți să pui, dă după stufa ăla. Așa, și trage și vezi, ia vezi cum vine asta, vine peste el. Îl tragi până vine aia peste el. A, păi, să scoate din pământ, mă. Poate în pământ? Păi da. Trebuie mult? Păi eu știi cum ziceam, așa să facem. Bață? Păi n-ai cum bață. Să lasați, am jos. Punem cu plasă, mă. Cu ce plasă? Plasa asta? Nu. Bă, ultima avem un plasă, bă, Dragoș. Să mai facem baraca aia la altă pentru lemne. Aia, facem și pe aia. Păi facem și pe aia. Trage-l, mă, așa, ci. Hop. Cade. Ia, vezi, acum în cape. Dacă nici acum nu în cape. Dar nu e bună, nu. Nu e treaba, mă. E mic. E și mic, dar duce la vale. Nu, trage-l înapoi. Și căutăm să punem. Uite, pune asta, bă, ce nu ne-am gândit prima dată, mă. Ce? Cum să desfacem asta? Dar nu-i bună, mă, nu-i bună, nici aia. Nu ține. Nu ține, nu. Nu ține, că-i moale. Lasă așa deocamdată. Că facem noi porn. N-ai treabă nici porn. Deci căutăm ceva să punem așa, după el, pe el. Dar ce să punem după el, pe el? Nimica nu punem după el, pe el. Chiar nimic. Bă, da, chiar nimic. Uite, am o găleată aici. Ce faci cu găleata, mă? Găleată, un lemn. Ha? Ce facem, mă? Mă, știi ce putem să punem noi acolo? Da. Țiglă. Da, uite unde. Și e destul de... E lată la perfecție, bă. Am aruncat aici de băgard niște țiglă, o dau eu încoace. Mai pun, mai văd. Țiglă, țiglă, țiglă. Mă lăs să mă uit. Să n-aibă șacalul pe acolo. Să văd că am aruncat-o câteva țigle de băgard.
Hai, dacă în caz că o mănâncă pe mine șacalul, să te mănânce și pe tine. Nu? Omul și pe Dragoș. Așa, mă? Până te mănâncă pe tine, eu fac. Hai să intrăm. Hai să dau drumul la cameră. Ne mănâncă șarpele, să fie ultimul clip. Dragoș. După aia, dumneata. Tot pe mine mă bagi primul. O să chieț pe aici. Ah! Ce e aia, bă? Televizorul, mă, e aici. Ce ăla care l-am aruncat, uite, la fond. Sigla unde e, mă? E spartă, hă? Uite acolo una, întreagă. Bagă mâna. Ia vezi, ia pe aici. Măi, spartă, măi, spartă. Hai să luăm în curte, mă. Ai venit șarpelii? Șarpelii, unde i-a fugit? Mă, mir că am intrat pe aici, mă, astea. Nu mă gândeam că putem să intrăm pe poziție. La ce-i acolo? E prăpădeanu. Păi, chiar prăpădeanu. Așa? Da. Și a fraților că mergem să luăm țigă din curte. Nu știu ce m-am gândit prima dată la ideea asta să luăm în curte, dar am zis că poate suntem curajos să intrăm acolo, ne luptăm cu șarpele, crocodilul, strețul. E cu ce mai găsim. E, glumim. Ai vedea șarpele, făceam pe noi. Așa? Făceai pe tine, Dragoș, dacă vedeai șarpele? Crocodilul, șacalul, lupul, câte luăm, două cu două, nu? 4 bucăți. Eu zic că ajunge 4 bucăți, nu? Ba da, mă ajunge 4 bucăți. 4 bucăți ajunge la fix. Nu ajunge la fix. Ba da, la fix ajunge. Ajunge pe lângă. Ba nu. Apa, am ajuns aici la locul de țiglă. Hai, eu iau eu. Iau eu 3 și 2, da? Așa, fraților, am luat eu 3. Ia și Dragoș 2. Ce? De la ce? A, pentru plită, nu? Aha. Da. Punem să facem o sobă, dar nu. Avem de aia, dar unde luăm cărămizi? Cărămizi? Cărămizi sau chirpici, de unde luăm? Ce să? Chirpici sau cărămizi? De unde luăm? Și soba asta o făceam între astea două, mă, nu? Mai facem baraca aia lângă, în colț, și între ele ne apucăm de sobă. Dar nu avem cărămidă. Sau chirpici. Sau chirpici, dar putem face. Ha? Putem să facem, nu? Da. Putem să facem tot în țigă. Facem chirpici. Noi facem chirpici. Păi da. Facem soba din țigă. Soba din țiglă? Hă? Cum adică? A, să pui țigla una peste alta? Hă? Să pui țigla una peste alta? Nu. Da. Uite așa, ia uite așa. Să pui plita deasupra? Da, să punem să zepezim pastea. Ar fi o idee. În spate? Ar fi o idee, da. Ia să vedem, Dragoș, ce am adus noi aici. Cum este? Cum stai? Bien, bien.
Aia putea să o desfacem de acolo. Lasă. Pentru că uite, țigla, vezi, are zimți ăștia aici și ăștia aici. Să ține și în față și în spate. Știu, mă. Te-am arătat, te-am învățat, nu? Aoleo! Învățatul tău. Hai să dă țigla. Știi ce era bine, mă? Să fii mers toți la un pește, bă. Ai undiți? Nu. Făceam un vlog la pești scuit, bă, băiete, stas. Hai, mai dă țigla. Auzi, ia cum așa. Cât îți mai trebuie? Cam două. Ia vezi, e bună. Dar nu cred că mai încape a doua. Un pic mai așa pe aia, pe aia altă un pic mai așa și gata. Nu? Ba da, mă, nu trebuie să fie neapărat combinate între ele. Da, și mă, lasă-mă pe mine, că știu. Păi și acolo pe capăt nu vine. Na. Uite, o dasă era perfectă dacă era mine. Nu, mă, dă-o mă pe aia de pe ăla și pe aia altă la fel. Ha. Și rămâne așa, gata așa, vezi? Dă-o mai încolo. Și asta o dau așa și stă perfect. Nu trebuie să fie combinate. Și acum, știi ce ne-a trebuit nouă? În ce punem noi, avem acolo cuie și chestii de astea, în ce le punem? Într-o cutie din asta? Ce cutie? Știi cum ar fi oala asta? Da, scutură pe aia și punem pastea de aici, punem în ea. Cârpa lasă. Așa. Dacă îmi vrem să o las, dar ce mai faci? Vrem să o las. Așa mă, acolo, scurile noastre. Asta cu niște motorină sau cu benzină, se curăță. Stai, dă-i așa și aruncă lângă leata aia acolo. Așa, punem în ea, punem, uite, avem aici cuie. Ce mai avem? Punem în ea. Gata, mă, asta așa nu trebuie să fie făcută lună sau bec. Gata, acum pune în ea. Atât, acum pune aici aia. Bagă cuile. Bravo, mă. Asta o pui acolo lângă oală. Ia pune aici în altul din asta. Cuțitele să le punem și pe astea? Nu, aia lasă-le aici pe masă, că astea le folosim. La cuțite ce te trebuie? Să facem aici un fel cu scândură, cu ceva, cu sârmă și să agățeam cuțitele și să le băgăm acolo. Da, că astea are dată. Suport, da. Facem, uite, avem o scândură aici, mă. Da, mă. Ai văzut-o pe aia, nu? Mm-hmm. Prindem scândura de stuf și pe mă punem cuie. Hai. Bun, hai, bagă ăla acolo. Bagă și pe asta lângă. Așa. Alea pune-le acolo. Acolo, așa, da. De, ca și cum așa. Ia, pune și poartă asta, mă. Dar... Nu, mă, pune grămadă, mă. Sau... Toate grămadă într-un capăt, acolo, așa. Acolo, așa. Și lângă ele îi băgăm gălețe, îi băgăm ce mai avem noi pe aici. Da, dacă ar încăpe. Încape găleata. Bagi una mai în capăt ăsta și una lângă ea. Avem plasa asta pentru următoarea baracă. Mă, dar e ceva. Plasă? Plasă, da? Este, mă, e mai multă ca aia, îmi se pare. Uite. Wow, dar este, mă. Păi avem, bă. Avem o grămadă. E bună că punem în două, mă. Păi o să-mi mai rămână mult, mă. Plasă? N-a nimic aia. Vedem ce mai facem. Mai avem nevoie pe undeva, o punem, nu? Nu, alea asta e îngăleată, mă, cu totul acolo. Bagă-le pe alea două, una peste alta. Nu încăpea? Sau alea pun-le sus, mă, că sus e mai ușor, mai ușoară găleata și stă mai bine. Și jos băgăm pastea mari. Aia și aia mică peste ea. Nu stă? Perfect. Asta bag-o
în capăt acolo lângă. Mai pusă pe aia mică. Asta trebuie să o răsturnăm. Gunoiul. Ia Lidian, asta scutură-l și bagă-l acolo, mai îl folosim, bă, bă. Bagă-l acolo, mai îl folosim. Acolo, așa. Îl mai folosim. Aia pune sus. Sus, mă, pe ăla. Asta pune tot bă, sus, acolo. Bă, și așa tot aici trebuia, mă. Păi acolo, așa. Alea pune-le sus, uite. Șurubelniță. Asta poate mai folosim la ceva. Uite, mala. Uite, bagă-l și pe ăsta, pune-l în picioare acolo lângă aceea pe margine, așa. Perfect, mă, uite. Trafaletul. Aaa, ce bun e trafaletul. Ia și ușa aia și pune-o și pe aia rezemată aceea de găleată. Găleata aia mare. Și ne aranjezi noi așa un pic cu astea, mă, nu? Celofanul ăsta îl băgăm într-o găleată de asta mare, când o fi. Păi uite, în asta. În asta. Hai, arunc eu gunoiul și formă. Dar pe aia o punem lângă aici. Băgăm sus. Hai, bă, că pui sus să fie de altceva. Păi nu, mă, noi am făcut asta ca să băgăm scule, mă, tot ce avem. Băgăm sus, n-are nimic aici. Ia, ține să arunc găleata asta mare și arunc pe aia mică. O arunci tu? Hai, arunc. Ai vezi, încapezi celofanul în aia mică? Nu cred că încape, ar trebui să încapă. Bă, dar să-i pun, mă! Tot acolo. Uite, asta nu plouă. Nu plouă acum, deocamdată, mă. Bă, las că ăla-l facem, folosim la altceva. La ce? Arată urât acum dacă pui acolo peste. Las că e mai bine așa, uite, ai murdărit și... Ai murdărit cocioaba, bă, dar... Bă, mă, ah. Dar cu celofanul ce vrei să facem? Îl folosim, dar aprins soba, mă. Wow. E bun să aprinde soba cu el. Îl folosim la altceva. Sau îl folosim, nu cum o fi, vedem ce idei mai vin, facem și îl folosim. Aia îl bagi acolo și aia o pui acolo, așa, bagă și bucata aia. Sau lasă că asta o băgăm în sob. Dacă e. Sau arunc și găleata asta mare. Ia, ține un pic ăsta aici. Să mă forțești un pic. Asta o băgăm aici. Are loc. Vezi? Acum ce ar trebui să luăm lemnele astea, să le ducem. Uite, e două. Două bucăți, da. Treacă cu... Oh, dar e prăpădită aia. Prăpădită. Asta tocamdată, mă. Tocamdată strângele. Strângele. Strângele tocamdată și bagă-le acolo. Pun-le peste egresia aia acolo, înăuntru. Toate. Ne apucăm să facem curățenie întâi. Ca să avem și noi loc curat aici unde facem treabă, unde chestii, trestii. Acolo, înghesul e acolo tot. Bagă sub ăla, mă. Așa, ăla... Ducem, lăsăm acolo. A, să le ducem aici la lemne, poate. Ferească Sfântul Dumnezeu. Ce-i pățit, mă? Ia uite, bă, bate vântul. Ia și tu astea. Chiar că miroase. Alea pune tot la într-o zi, mate, dă ușa aia acolo. Am făcut găleata și aici. Mai folosim și găleata asta la ceva. Avem și aici una aruncată, mai folosim și pasta la ceva. Păi da. Aici o pungă. Uite, am mai găsit două găleți, ne mai folosim și pasta la ceva. Doamne. Nu mai are loc, deci atâți facem cumva să capă așa. Până acum, când era aruncate, parcă era prea... Da, mă, la legăm așa, dar legăm cu sârmă de lemnul din afară. Știu, măi! La prima dată să facem suportul unde punem cuțitele. Stai-mi de gură că ți-a gătit o șmecherie. Așa, astea trebuie băgate în găleată. Hai că o să caut acum.
Bun, asta o băgăm lângă. Și așa am făcut loc pentru toate materialele. Ai găsit? Bravo! Da, n-ai găsit? Nu. Hai să vedem pe unde găsim. Uite, sârmă. Bă, dar nu mai are nicio bucată sârmă, mă. Uite, mă, sârmă aici. E bună că e scândura groasă și lemnul ăla e gros. Dar nu-i ca merge. Ăsta-l leg eu? Ha? Dă-mă să faci eu ceva, să zic lumea, că lucrez și eu, mă faci de râs. Dă-mă, vrei să-l leg eu? Ține-o. Oh, uite, l-aș ajuns-o pe Dragoș, ține-o de eu. Bravo, Dragoș, mi-a dat și mie de lucru. Nu mă fac de râs, că stau și mă uit la tine. Bravo. Vezi că am avut idee bună? Zi tu că n-am avut o idee bună. Ai avut, Mariane, bravo, bravo. Mulțumesc, Dragoș, mulțumesc. Uite, să mă laus chiar așa, dar mulțumesc acum. Uite ea. Mă gândeam la ceva, mă, nu așa. La ce rămas? Nu, las că aia mă pricep eu la treaba aia altă. Uite, mă, ia sârma aia de acolo, nu-i sârma? Uite, sârma, bă. Aia, iau-o. Nu-i sârma? Ba da, mă, e sârma. Nu e. E cablu. Ah. Da, el pe ăla. Tata ia și garn. Ah, e ca un stuf. Hai, lasă-mă în jos. Da, mă, dau la parte cu mama, e la bătaie. Acum îmi trebuie mie sârmă să-ți arăt o idee a mea. Mă, dar câtă sârmă aveam pe aici, nu mai am o bucată de sârmă, bă! Căzut ăsta jos. Bă, ia fi, nu mă ține aici. Dar ține împins. Da, mă, vezi că fără mie nu faci nimic. Vezi, sunt și eu bun de ceva aici, nu? Stau să mă uit. Nu-i bună, mă, ala. Nu-i bun. Nu-i bun, Dragoș, ăla. Da, mă, ți-aduc eu o sârmă. Da, e așa. Da, e așa, că nu e așa. Gata, mă! Stă? Da. Bravo, Dragoș, știam că poți, știam. Am vrut să te testez și eu, să vedem dacă faci ceva. Gata, mă, lăsa așa, mă. Nu, mă, eu vreau să facem altfel. Ei. Nu-mi place așa. Ei, da, eu vreau. Cum facem? Ha? Cum facem? Facem ca mine. Facem ca mine. Creștili. Creștili? Creștili? Ni. Ia, țin tu telefonul. Uite, o idee foarte, foarte bună. O idee practicată de chinezul antic. Ia să vezi tu la băiatul ce face băiatul, da? Luăm așa sârmulița asta, o băgăm așa, da? Și aici o legăm, da? Uite așa, frumos. Luăm, strângem cu cleștile și tăiem. Pac, ai văzut? Da. Nu s-a tăiat de prima, dar așa ceva de genul, da? Acum luăm cuțitul și îl băgăm așa. Se taie. Cum este? În cablu. Nu se taie, că are sârmă pe el. Are liță. Zici tu că nu-i bună ideea. Dar s-a desfăcut. Ce? Uite aici. S-a slăbit? Da, vezi. Nu l-am legat bine. Mă faci de râs. Zici tu, bravo, Mariane, mamă, ce bine a ieșit, bravo, bravo. Bravo, ia uite ce fel a ieșit. Uite. Ei, zici că e cuțitul la Masterchef. Nu așa un cuțit aici. Dragoș, Masterchef, un cuțit premium de la mine pentru tine, Dragoș. Asta este de la Masterchef. Bravo, Merdis, Dragoș, numărul 1. Nu ne arătăm că pe mă ne blochează clipul video. Na, zi tu că n-a fost bună ideea mea. Da. Da, ștergi tu un pic masa, fă și tu măcar puțină treaba acolo. Ștergi tu măcar masa, că în rest n-ai făcut nimic astăzi. Ce-ai făcut, mă? Bă, dar ce are în asta? Are mărăcini. Te-am țipat?
Toată minți. Sau să nu fie avut albină, bă. O viespe, mi se pare că avea viespe pe ăsta, dar nu știu unde s-a dus. Nu ia mai timp mărăcinile aici. Unde stai mărăcini? Ăla a fost mărăcinile. Bun, băgăm asta aici. Băgăm asta locam dat aici. Așa. Acum avem nevoie să tăiem iarba, Dragoș, bravo. Așa, iau și sticlele astea, se poate că fac și o treabă. Așa, băgăm deocamdată aici înăuntru. N-am brichetă, n-am chirit, n-am nic. Cu ce s-a prind? Ce are în bodei? Are? N-are, mă. Nu știi că aia ta trecută am băgat-o pe foc? Nu știi că am băgat-o pe foc? Sârmă! Mamă, bag acolo frumos, bag-o în... înăuntru. Sârmă, bamă, parcă am găsit... parcă am găsit aur! Știi cum facem acum, mă? O să trag eu gunoiul în coace, tu sapi acolo, mă trag înapoi și să fie săpat în partea asta, nu? Nu e bună ideea mea? Nu prea, dar o folosim. Dar unde să mai sap, mă? Să vede, să vede. Să vede foarte bine. Mamă, ce-am găsit! Aute, bă! Bagheta magică, abracadabra! Putem să facem cu plasa aia albastră, facem așa ca o grădină aici. Și aici lăsai o portiță. Uite. Sau mă gândeam cu un spalier, să punem așa spalierul. Da. Și aici în capă să punem așa spalier sau cărămită. Și acolo să mutăm să punem ceapă, niște porumb, niște castraveți, da? Ai tu? N-am. Gândeam dacă aveam, dar n-am. Porumb aici, bă. Am putea să facem acolo un loc. Nu e porumb ăla. Știu. E faică. Să poți fi porumb, bă. Da, da. Putem să facem un loc ușor aici, în colț. Să punem niște roșii, niște ardei, că de-astea mai am. Aici? Da, și niște porumb. Facem așa un loc de aici. Aici. Aici ne săpăm frumos, putăm. Putem da, mă, da. Vroiam să tragem și plasă de aia. Ba. E mai bine fără plasă, mă, se vede frumos. Ba, nu, se vede. Sau știi cum ar putea să facem? Un gărduleț mic în stuf. Așa, uite, așa stuful. Să vedem așa gărduleț la pământ. Așa. Un stuf. Ai sârmă? Găseam noi sârmă, dar n-am stuf. A, de acolo. Așa am acolo, unde se tare, da, bă. Facem așa, un gărduleț? Nu, mai mă, lasă, că nu ne mai apucăm și de plantat acolo. Da. Ia știu, stăm de repede și filmează. Fac o treabă să nu-i fac de aici. Știi că aici am trecut, am avut cartofi.
Aici am colț. Am pus un singur cartof. Și nu l-am pus un sac de cartof. Da, mă. Da, mă. Aha. Sac de cartof, îți dai seama, dintr-un singur cartof. Da, mă. Am pus fără pe toți, n-am văzut tot cartofi, am pus un singur. Am zis, bă, Maria, nu se poate. Ești incredibil. Gata, ia să le arăt și la oameni ce am făcut noi până acum. Luăm hârtia asta de aici. Ia și tu matoarea acolo, să-mi se vadă pe camera. Și gaia aici. Bun, fraților, uitați ce am făcut noi astăzi. Mai mult eu decât Dragoș, dar asta e. Stai, mă, întâi să le arăt și pe oameni, da? Aici, la terasă, vedeți, curățenie totală. Am aranjat frumos, am făcut aici un suport pentru cuțite. Super maker. Aici lângă Dragoș. Acum nu mai este Dragoș bucătarul, e Dragoș meșterul. A făcut această cocioabă. Adică un fel de magazie, cum ar veni. Vedeți aici pe raft, de sub aici avem plasă, găleți și chestii de genul. Aici avem niște scule, pângăleți, până astea. Este foarte bună ideea asta. Pentru că uitați-vă, nu mai avem toate împrăștiate prin curte, peste tot erau împrăștiate. Am făcut în cocioaba făcută de Dragoș aici. Dați acolo un like pentru Dragoș. Aici lângă o să mai facem noi altă dată încă o baracă și între ele a venit Dragoș cu o idee să facem o sobă din țiglă. Nu? Da. Aici la sobă, pe aici așa frumos, iarba tăiată, ia zi. Da. Aici în spate altă țiglă. Altă țiglă, mai în față mai punem o țiglă că tabla era mai mare. Până aici, da. Punem tabla aia peste și vedem ce sobă o să iasă. Păi mă, de acolo să punem un coș de pășească de gard, nu? Cam așa. Da. Să nu. Da, ca să mă atingă de gard, să nu ia foc. Cam așa o să iasă și soba. Ai, mai avem de lucru aici, mai facem o cabană, mai facem noi multe chestii pe aici interesante, dar astea mai altă dată. Soba. Ne apucăm de sobă când o fie. De somă, da. Deci, fraților, aici cu Dragoș am făcut astăzi cocioaba, a zut multă treabă ce am făcut aici. Ce râmă? Cocioaba? Baraca, magazia făcută de Dragoș aici pe sistem, foarte șmecheră a ieșit. Și 300 de like-uri. Auzi ce Dragoș? 300 de like-uri pentru următorul episod. Următorul episod care o să fie cu Cu următoarele proiecte, cum ar veni soba și cocioabă. Încă o cocioabă făcută de Dragoș. Deci sper că v-a plăcut clipul ăsta video, rupeți butonul de like, comentarii acolo să vadă și Dragoș că îl susțineți. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi pe acest canal și până data viitoare v-am salutat. La revedere. Numai bine. Sănătate. La revedere și la vedere și nu ne mai găsim prea curând.